Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș a participat din nou la ediția anuală a concursului de bărcuțe din materiale reciclabile Make It, Race It, Recycle It. Evenimentul, devenit deja tradiție, reunește comunități, organizații și tineri pasionați de protejarea mediului înconjurător și de promovarea reciclării. Concursul, care a avut loc pe malul râului Bega, a atras un număr impresionant de participanți și spectatori. Bărcuțele construite din materiale reciclate au fost adevărate opere de artă, demonstrând ingeniozitatea și creativitatea echipei lor participante. Scopul principal al competiției este de a sublinia importanța reciclării și a reutilizării materialelor, contribuind astfel la educarea publicului cu privire la beneficiile sustenabilității. Acest eveniment nu a fost doar despre competiție, ci și despre educație și conștientizare. Prin implicarea în Make It, Race It, Recycle It, Adi Timiș a reușit să transmită un mesaj puternic despre necesitatea reciclării și a protejării mediului înconjurător. Activitățile desfășurate de echipa Adi Timiș în cadrul evenimentului au inclus sesiuni de informare despre importanța gestionării responsabile a deșeurilor, reciclare și jocuri educative pentru copii. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș își reafirmă astfel angajamentul față de comunitate prin promovarea practicilor sustenabile și a educației ecologice. Adi Timiș continuă să participe la astfel de evenimente și să dezvolte noi proiecte care să sprijine protejarea mediului înconjurător, implicând activ comunitatea și promovând un stil de viață sustenabil. Aceste activități fac parte din campania de informare și educare a publicului organizată de Adi Timiș și organizațiile partenere care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.